Ai zis, ai făcut? Da, e una serioasă în sfârșit. În sfârșit. Da, atâtea selfie-uri, atâtea selfie-uri. Da, multe, multe. Multe ca să le punem pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Bună dimineața și bine ați venit. La ce te maroghezi? Amare prala, amare penea, miștoara, clamtumen și ucara, clamtumen saren. După cum v-am spus, intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo așteptăm mesajele dumneavoastră și, bineînțeles, like-urile. Dar crezi că or să vadă și poza asta pe care tu ai făcut-o acum? Eu cred că da. Da? Bine, atunci să urmărim titlurile ediției de astăzi. Te dicas! Bun găsit la o nouă ediție Și eu m-am născut în România. La Inforom vă arătăm imagini de la cea mai recentă expoziție dedicată copiilor romi care au fost prizonieri în lagărul nazist de la Bergen-Belsen. Aflăm imediat despre această istorie emoționantă, tot atunci revedem lista locurilor dedicate studenților romi. Câte locuri sunt disponibile în acest an universitar, aflăm în câteva clipe. Mai târziu, în platoul rubricii La un ceai cu rom vine deputatul Daniel Vasile, care sunt prioritățile în cadrul agendei sale politice și care sunt proiectele la care lucrează, aflăm chiar de la invitatul nostru. La Chestiuni Rome vă oferim un top al celor mai citite cărți cu și despre romi. Noi am realizat o selecție a celor mai interesante volume care au în centru literatura dedicată romilor, istoria lor, studii sociologice sau dicționare și ghiduri de conversație în limba romanii. La final ascultăm muzică de calitate pentru o după-amiază perfectă. Rămâneți cu noi! Stai, nu mișca, drept, uite-te la cameră și merge, hai. Știi ce mă gândeam eu? Să fie astăzi o zi a selfie-urilor. Adică de fiecare dată, pac, țac, bagi un selfie, ce faci? Păi să-ți fac poză. Să-mi faci poză? Hai, fă-mi o poză. Să-mi faci mie o poză? Da. Nu, că e întors. Da, întors, cum vrei. Era spre tine. Cum? Una să-ți fac numai, o poză. O poză artistică. Artistică. Deci fii atentă. Uită-te în sus. Așa, cum în sus? Așa, spre cer. Așa. Gata. E bine? Hai că a ieșit bine, ia vezi. Excepțională. Nu? Genială poză. Ia uite. Să nu o pui pe Facebook, să nu pui nicăieri. Dragi prieteni, haideți mai bine să urmărim lucruri serioase. Info Rom. Știrile cu și despre rom. A apărut calendarul admiterii pentru învățământul liceal și profesional în anul 2018-2019 pe locurile speciale pentru candidații de etnie romă. Ce pași trebuie să urmeze absolvenții clasei a 8-a înainte de pregătirea dosarului de înscriere? Mai întâi, este necesar să obțină recomandarea scrisă din partea unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, prin care să se ateste apartenența elevului la etnia romilor, dar și că nu face parte din respectiva organizație. Apoi va depune la secretariatul școlii această recomandare împreună cu cererea tip ISMB completată, cel mai târziu până la data de 15 iunie 2018. În perioada 14-15 mai 2018 au loc înscrierile pentru probele de aptitudini și pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Apoi între 16-18 mai 2018 urmează susținerea probelor de aptitudini și verificarea cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor și se va realiza în perioada 5-6 iulie 2018 la Liceul Teoretic Biling Miguel de Cervantes din București. Ce trebuie să cuprindă dosarul de înscriere? Cererea de înscriere, unde se va specifica doar opțiunea pentru liceul sau școala profesională, fără a se preciza numele unității școlare pe care elevul dorește să o urmeze. Fișa de înscriere pentru anul 2018. Anexa de la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor de limbă maternă sau modernă, copie după carte de identitate sau certificatul de naștere. Recomandarea scrisă din partea unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, pe care am menționat-o mai sus. Nu trebuie să lipsească nici adeverința de la unitatea școlară de care aparține elevul, unde să fie specificată media generală a claselor 5-8 și media de admitere. La acestea se mai adaugă foaia matriculă pentru clasele 1-8 și, în final, fișa medicală a elevului. Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul unității de învățământ la care este înscris elevul de clasa 8-a, iar apoi va fi preluat de către personalul specializat de acolo. În plus, Ministerul Educației Naționale a făcut publică lista cu locurile alocate candidaților romi care doresc să intre în învățământul superior în anul universitar 2018-2019. Au fost alocate locuri la facultate, masterat și doctorat, atât la universități din București cât și din țară.
Vorbim despre un număr de 636 de locuri la facultate, 257 de locuri la masterat și 60 de locuri la doctorat. În total, 953 de locuri care nu trebuie ratate. Pentru cei care doresc să studieze cu atenție lista cu numărul de locuri, vă invităm să accesați site-ul www.edu.ro sau să adresați un e-mail la Direcția Minorități de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, unde îi puteți scrie consilierului pe limba românii, Gheorghe Sarău. Se concretizează tot mai multe inițiative care iau în centru pe copiii vulnerabili ai României. Copiii fără acte de identitate ar putea beneficia de asistență medicală gratuită. Așa prevede un proiect de lege care a fost depus zilele acestea în Parlament de deputata independentă Oana Băzgan și deputata PSD Roxana Mânzatu. Cele două au propus o inițiativă legislativă care să permită copiilor și altor categorii vulnerabile să beneficieze de asistență medicală, chiar dacă nu au documente de identitate. Pe lângă imposibilitatea de a beneficia de educație, sănătate, servicii sociale, lipsa documentelor de identitate afectează persoanele respective cât și întreaga comunitate, prin risc crescut de sărăcie și excluziune socială, analfabetism, expunerea la abuz și violență sau trafic de persoane. Se arată în expunerea de motive a propunerii legislative. În ciuda prevederii legale prin care orice persoană poate accesa servicii medicale în regim de urgență, accesul la îngrijire medicală este limitat pentru cei ce nu dețin documente de identitate valabile sau un CNP și care nu pot beneficia de astfel de îngrijiri. Legislația în vigoare conferă tuturor copiilor dreptul la servicii gratuite de sănătate până la împlinirea vârstei de 18 ani, dar acest drept nu poate fi exercitat de fapt în absența documentelor de identitate și a CNP-ului, a explicat Roxana Mânzatu. Inițiatoarele declară că scopul urmărit prin această inițiativă este accesul fără discriminare la serviciile de sănătate al copiilor sub 18 ani și al persoanelor în situații de vulnerabilitate, adică persoane cu handicap, bolnavi cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, femeile însărcinate, lăuzele și persoanele care sunt victime ale traficului de persoane, chiar și în situația în care acestea nu sunt înscrise în registrele de stare civilă și nu dețin un CNP. Peste 100 de parlamentari din toate formațiunile politice au semnat propunerea legislativă depusă la Senat, urmând ca decizia finală să fie luată de către plenul Camerei Deputaților. Statisticile oferite de Asociația Partida Romilor Pro Europa arată că peste 500.000 de romi nu aveau acte de identitate în 2016, pentru că nu puteau face dovada unei locuințe. La ora actuală, în România, există aproximativ 2,5 milioane de romi, răspândiți în 1000 de localități. Peste 15% din populația care trăiește sub gradul de sărăcie admis este formată din romi, reprezentând peste jumătate din totalul minorității. Lagărul de concentrare Bergen-Belsen, situat la sud-vest de orașul Bergen, în nordul Germaniei, a fost conceput inițial pentru prizonierii de război, apoi a devenit un lagăr de repartiție a evreilor spre alte lagăre. La ordinul lui Heinrich Himmler, în 1943, a devenit lagăr de concentrare oficial pentru evrei, romi și sinti. Aproape 50.000 de prizonieri de război ruși și peste 50.000 de deținuți evrei și romi și-au găsit sfârșitul aici. Lagărul a fost eliberat de armata britanică la data de 15 aprilie 1945, după 2 săptămâni de negocieri. Britanicii au făcut spitale de urgență pentru îngrijiri medicale și au adus mâncare, dar era doar o iluzie că foștii prizonieri aveau să supraviețuiască. Chiar dacă ofițerii le-au dat conserve cu carne, unii erau atât de slăbiți încât nu puteau să le țină în mână și au decedat după numai câteva zile de la eliberare. Vorbim despre 14.000 de cadavre. Locul s-a întipărit în conștiința publică mai cu seamă pentru că este asociat scriitoarei Anne Frank, care a decedat din cauza inaniției la vârsta de 15 ani și al cărui mormânt se află chiar pe locul pe care odată prizonierii erau împușcați în câmp deschis. După 73 de ani de la eliberarea lagărului, în Muzeul Memorial de la Bergen-Belsen a fost organizată zilele trecute o expoziție dedicată copiilor prizonieri de aici, o parte decedați, o parte rămași în viață.
Expoziția intitulată Copiii din lagărul de la Bergen-Belsen a prezentat publicului pozele unora dintre copiii care au fost aduși aici, a pus la dispoziția vizitatorilor documente și chiar a oferit celor prezenți șansa de a-i vedea pe 20 dintre supraviețuitorii care s-au reunit special pentru a participa la acest eveniment atât de emoționant. Din datele colectate, se estimează că în lagărul de la Bergen-Belsen au fost aduși aproximativ 3500 de copii sub 15 ani, dar dintre aceștia, 600 nu au mai scăpat cu viață. Cercetarea pentru expoziție se află în pregătire încă din 1990. De atunci până în prezent, cercetătorii au colectat lucrurile personale ale copiilor, au studiat documente, apoi au încercat să intre în legătură cu supraviețuitorii despre care aveau date sigure. În tot acest proces, istoricii au obținut mărturii a peste 120 de supraviețuitori care erau copii atunci când au fost aduși în lagăr. Se știe despre cei mai mulți dintre aceștia că proveneau din Polonia, Ungaria și Franța și aveau statut de orfani. În cele mai multe dintre cazuri își pierduseră ambii părinți. Pentru cei mai pasionați dintre dumneavoastră, vă recomandăm să vizitați această expoziție, care se va încheia abia pe 30 septembrie anul acesta. Mai au problemele romilor vizibilitate? Deputatul Daniel Vasile ne asigură că etnicii romi contează. După publicitate ne va spune pe larg despre campania SOS Copiii Romi sau despre proiectul CRED. Toate sunt menite să rezolve din problemele vechi cu care se confruntă romii. Nu plecați! Deci fii atent că acum pozele chiar am să le pun pe Facebook. Cum să pui? O punem pe aia de la început. Nu, o pun pe aia cu tine. Nu, mai te-am rugat să... Nu eram pregătit. Nu luasem poziția aia artistică, bine. Sublimă. Hai că mai facem o încercare. Mai facem acum o poză? Nu, auzi, data viitoare. Acum avem lucruri serioase avem de vorbit. Avem lucruri serioase de făcut. Eu îți propun ca tu să mergi dincolo de cameră și să ne faci poze. Adică să ies afară, gen. Nu, n-am zis așa ceva. Pentru că urmează la un ceai cu rom și știi că mi-e face mare plăcere să beau cu tine un ceai cu rom. Da, dar acum nu poți. Chiar ești un pic ocupat. Sunt constrâns de context. Da, te înțeleg. Dar cine vine astăzi la noi? Voi bea cu mare plăcere un ceai cu rom cu deputatul romilor în Parlamentul României, domnul Daniel Vasile. Colega mea Zita Moldovan ne va urmări cu mare interes de dincolo de cameră, ca și dumneavoastră, dragi prieteni. Abia aștept o discuție interesantă cu colegul meu Sorin Sandu și deputatul romilor Daniel Vasile. Nu ratați la un ceai cu rom. Dragi prieteni, iată-ne la un ceai cu rom. Astăzi o ediție care prefigurează un șir de ediții cu o tematică cel puțin interesantă, o tematică la care vom invita și în cadrul acestei rubrici vom invita oficiali, oameni de stat, miniștri, secretari de stat, oficiali guvernamentali, alături de oficiali romi, să spun așa, pentru a dezbate diversele problematici care sunt legate de această etnie a romilor. Și astăzi, ca să prefigurăm acest șir de ediții, l-am invitat în platoul nostru pe deputatul romilor în Parlamentul României, domnul Daniel Vasile. Bine ați venit, domnule deputat! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, eu chiar mă bucur că n-ați mai fost de mult pe la noi pe aici prin studio. Sau, mă rog, așa mi se pare mie. Da, a trecut o perioadă, însă, iată, am răspuns astăzi invitației dumneavoastră. Este în regulă. Chiar, domnul deputat, mă gândeam zilele trecute, fiind atent la situația internațională, la contextul național, sunt atât de diverse problemele acestei lumi și atât de complicate uneori, încât stăteam și mă întrebam cât de importantă mai este această minoritate romă atât în context național, cât și mai ales în context internațional, unde, iată, este vorba până la urmă despre războaie. Ce loc mai ocupă minoritatea romă pe agenda publică? În context național și în context european, dacă vrei să discutăm despre romi, putem spune că constatăm că
subiectul și tot ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a romilor pe agenda politicilor sau politicienilor de la nivel național și european, într-o oarecare măsură constatăm că suntem pe un nivel scăzut. S-a diluat problematica română. Pe un nivel subsidiar, problematica nu neapărat că s-a diluat, dar problematica nu mai se află pe agenda oamenilor, mai corect spus. Cam asta este definiția. Asta înseamnă că s-au rezolvat chestiunile, problemele romilor și atunci nu mai sunt importante. Nici de cum. La secundă. Nici de cum nu s-au rezolvat diversele probleme de natură socială, economică, culturală ale romilor, atât la nivel național cât și la nivel european. Însă constatăm că alte lucruri frământă agenda politică națională și agenda politică europeană. Dacă ne uităm la agenda Comisiei Europene, de fapt există și declarații politice, declarații publice ale Comisiei Europene în care se subliniază acest aspect, interesul față de o populație considerabilă a Uniunii Europene este diminuat, interesul politic. E menționat acest lucru în documente? Sigur, da? Sigur, se menționează acest lucru. Agenda europeană este ocupată cu războiul din Siria, cu valul de migrație care străbate Europa și, desigur, cu alte probleme, terorismul și alte conflicte regionale. De altfel, aceste conflicte regionale au ca sâmbure, ca punct de pornire, conflictul interetnic, pe de o parte. Iată tot de altă conflictul parte, interetnic, doar că mutat un pic perspectiva acestui conflict. Nu. Și atunci, în contextul ăsta, ce facem cu minoritatea romă, domnule deputat? Cu minoritatea romă ce facem? Este o foarte bună întrebare, dat fiind faptul că am prefațat ceea ce urmează să dezbatem în cadrul emisiunii dumneavoastră. Este foarte important de spus că atât la nivel european, cât și la nivel național, politicienii romi și cei care activează în domeniul respectării drepturilor minorității rome, atât la nivel național și la nivel european, încercăm și se încearcă să reașezăm, să repunem pe agenda politică și pe agenda publică chestiunile rome. Câtă putere poate să aibă un deputat al romilor într-un parlament numeros, unde nu sunt mai mulți romi, să zicem, cel puțin, mă rog, sunt doi, dar câtă putere de influență are un deputat al romilor pentru a influența în sens pozitiv, cum spuneați, politicile pentru romi? Din păcate, nu pot să spun că deputatul romilor, oricare ar fi, indiferent de nume sau indiferent de apartenența politică a deputatului, are o influență foarte mare. Și atunci? Atunci rămâne o umbrelă a unui grup parlamentar, și anume grupul parlamentar al minorităților naționale, din care deputatul romilor întotdeauna este prezent și face parte din acest grup politic. Și mai departe sunt negocierile politice, sunt oportunitățile politice, sunt diversele evenimente care scot anumite probleme cu care se confruntă minoritatea romilor. Ca să concluzionez, între 324 de deputați, un singur deputat face ceea ce poate. Am înțeles. Asta o spun cu foarte mare sinceritate, pentru că asta mă și aștept, un proiect asta de lege sau o inițiativă legislativă trebuie, în primul rând, să aibă acordul majorității parlamentare. Și aici trebuie spus că grupul parlamentar al minorităților, în acest ciclu electoral, nu are un protocol cu actuala putere, cu actuala majoritate. Nu are un protocol politic. Aha. Da? Și atunci lucrurile funcționează în funcție de oportunitate și de momentele politice pe care le trăiește punctuale, România. Să zicem. Absolut. Bun, atunci haideți să vedem dacă nu poate face foarte multe deputatul romilor,
ce poate face? Haideți să vorbim despre agenda deputatului romilor în Parlamentul României, Daniel Vasile. Bun, aici vreau să fac o precizare. Dacă discutăm de agenda deputatului, sigur că agenda deputatului nu poate fi ruptă de agenda organizației Partida Romilor. Și, cumva faceți politica Partidei Romilor, să zicem. În sensul la asta vă referiți, nu? Sau? Nu mă refer strict la faptul că deputatul romilor duce la îndeplinire agenda politică a organizației. Este normal să se întâmple acest lucru, însă sunt o serie de inițiative, o serie de acțiuni, de activități pe care le derulăm, atât eu în calitate de deputat, cât și organizația, cu alte organizații ale romilor, cu alți reprezentanți ai romilor, și aici a sublinia un rol foarte important pe care l-a avut Federația Democrată a Romilor. Și pot să spun faptul din că... Din care face parte și Partida Romilor, ca să... Sigur. Sigur. Lămurirea în, prietenilor care ne privesc. Sigur că în emisiunea dumneavoastră au mai vorbit colegi din cadrul Federației Democrate a Romilor. S-a înțeles foarte clar și se știe în momentul de față, se cunoaște ceea ce reprezintă Federația Democrată a Romilor. De fapt, noi încercăm sub această umbrelă a Federației Democrate a Romilor să strângem organizațiile romilor, să strângem mișcarea romilor, astfel încât vocea civică, vocea politică a romilor să fie amplificată într-un viitor apropiat. Foarte corect. Și mi se pare că este mersul firesc al lucrurilor să lucrăm împreună pentru niște idealuri și obiective comune, care în mare nu diferă, adică în mare, de fapt ele nu diferă. Aceleași obiective, aceleași idealuri regăsești în tot eșichierul societății civile sau politice a romilor. Păi haideți atunci să vedem care sunt propunerile agendei deputatului Daniel Vasile. Am spus mai devreme, am făcut precizarea că nu diferă agenda publică de agenda organizației și a mișcării romilor în general. Noi în momentul de față, și când vorbesc de noi, am definit ce înseamnă noi, organizațiile care noi romii, sunt, să zicem, care sunt membre în FEDER și sper că într-un viitor apropiat să vorbim de noi romii, adică foarte multe și cele mai importante organizații ale romilor să facă parte din... Să adere la această nouă organizație a romilor, nouă mișcare, dacă vreți. Organizație și organizare, romilor. Dacă ar fi să facem absolut de cuvinte. Încercăm ca în anul 2018-2019 să dezvoltăm, să punem în practică două campanii foarte importante pentru viața de zi cu zi a romilor. Una din campanii se referă în mod exclusiv la educația romilor, la educația copiilor romi, și noi am dorit să o intitulăm SOS Copiii Romi. Da, de altfel am mai vorbit și noi în cadrul emisiunii noastre despre această campanie și vom mai vorbi. Și această campanie se află în derulare în momentul de față cu una dintre activitățile esențiale ale acestei campanii, și vorbim aici de locurile speciale și acordarea recomandărilor pentru elevii de etnie romă care susțin examenul de treaptă, da? Să zicem de treaptă, se zicea de treaptă cândva. Era frumoasă ideea. Accederea la liceu, sigur, dar și a doua campanie foarte importantă pe care vrem să o implementăm în următoarea perioadă, și subliniez că trebuie implementată această campanie, se referă la o campanie pe care noi am dorit să o intitulăm Cetățeni români egal în drepturi, credul. Aici, dacă permiteți, cetățeni români egali în romii, cetățeni români egali sau cetățeni romi egali în dreptul, nu? Cetățeni români. Cetățeni români egali. Conceptul de cetățeni romi. Romi, așa, corect. Da, de acord. Cetățeni români egali în drepturi. Adică vă referiți la romi, desigur. Sigur. Nu au romii în momentul de față aceleași drepturi ca majoritatea, ca ceilalți cetățeni români, ca toți cetățenii români? Dacă se poate spune într-un răspuns simplist, nu. Și dacă ar fi să dezvoltăm un pic, pentru că dacă eu aș zice, domnule, au aceleași drepturi și aceleași obligații ca toți cetățenii acestei țări, romii, nu? Conceptual, da.
În teorie, da. Așa. Însă, în practică, lucrurile se întâmplă puțin diferit. Bun. Cum e din sau total diferit? În practica noastră, a celor care activăm în mișcarea romilor, lucrurile sunt foarte simple și ar suna în felul următor. Ar trebui subliniat acest aspect. Dacă dumneavoastră vreți să aveți un statut egal cu cetățenii majoritari, este normal să aveți un act de identitate? O întrebare simplă. Da, am un act de identitate. Asta e o condiție esențială sau e? Este o condiție esențială. Am spus că discutăm în termeni foarte simpli. Așa. Pe înțelesul oamenilor care ne privesc. Bun, și dacă dumneavoastră nu aveți posibilitatea să aveți acest act de identitate, cum faceți dovada cetățeniei ca să fiți cetățeni egal în drepturi cu populația majoritară? Cum să fac dacă nu am acest act de identitate? Din punct de vedere legislativ nu puteți, pentru că cetățenia română, potrivit legislației în vigoare, sau dovada cetățeniei, se face cu actul de identitate. Deci dumneavoastră, dacă nu aveți act de identitate, nu sunteți cetățean. Nu aveți acces la drepturile sociale, nu aveți acces la drepturile educaționale, nu vă bucurați de statutul de cetățean român. Într-o definiție simplistă. Și atunci dacă vin și spun că 550.000 de cetățeni români nu posedă act de identitate... Este o statistică acest lucru? Sau datele, dați un exemplu? Datele nu mi-aparțin și nu dau un exemplu. Sunt date furnizate de Institutul Național de Evidență a Persoanei. Deci 550.000 de cetățeni români nu beneficiază de act de identitate, nu posedă act de identitate, nu pot face dovada cetățeniei. Mai mult de atât, din această categorie de 550.000 de cetățeni, în situația în care se dă naștere unui copil sau dă naștere unui copil dacă nu ai act de identitate, sigur că acel copil nu are certificat de naștere. Și iată, acest cerc al excluziunii sociale se perpetuează, adică trece de la părinte către copii. Da? Și atunci vin și spun, lozinca romii să-și ducă copiii la școală, în măsura în care legislația română este așa cum este în momentul de față, nu-ți oferă posibilitatea de a obține actul de identitate, nu-ți conferă posibilitatea, neavând act de identitate, în situația în care dai naștere unui copil, să aibă acel copil certificat de naștere, este o legislație care conferă șanse tuturor cetățenilor. Bun, dar eu aș zice... De unde tragem noi concluzia că legislația românească nu-ți conferă șansa de a avea un act de identitate? Toată lumea, la o anumită vârstă, e liberă să meargă la secția de poliție să-și facă actul de identitate, nu? Da. Și cum se întâmplă cu acești oameni? Adică, în practică, însă, din punct de vedere legislativ, în măsura în care nu ai o dovadă a domiciliului, și aici vorbim de act de proprietate, vorbim de un contract de închiriere, sau de o luare în spațiu cu altă persoană proprietar să poată să te ia în spațiu, nu poți să obține actul de identitate. Asta spune legea 290 din 2005 și dacă tot vorbim de campania Cred, trebuie să spun faptul că unul din obiectivele noastre este tocmai să modificăm această legislație care împiedică cetățenii români, aici nu vorbesc de romi sau de populația majoritară, pentru că statistica la care am făcut referire, cei 550.000 de cetățeni care nu posedă act de identitate, nu este o statistică care să ne spună foarte clar cât din cei 550.000 sunt romi sau sunt majoritari sau alte naționalități conlocuitoare. Și revenind la campania Cred, acest lucru trebuie să-l facă această campanie. În primul rând, ne propunem ca și proiect legislativ să modificăm legea 290 din 2005, care prevede aceste condiții restrictive de obținere a actului de identitate, cu scopul foarte clar de a transforma acei cetățeni pasivi în cetățeni activi. Da? Pentru că dacă nu ai act de identitate, sigur că în afara faptului că nu poți obține un certificat de naștere pentru un copil, dar nici nu poți să fii angajat, nu poți să urmezi un curs de calificare, practic ești un apatrid. Practic nu existi sub aspectul drepturilor
cetățenești. Am înțeles. Asta este o chestiune pe care dumneavoastră v-ați propus să o dezvoltați în agenda deputatului Daniel Vasile pe viitor. Această chestiune care privește legislația, modificarea legislației privitoare la... Dacă îmi permiteți. Vă rog. Am vorbit de campania CRED, da? Cetățeni Români Egal în Drepturi, o campanie care va fi derulată de organizația noastră Partida Romilor bineînțeles, în parteneriat și împreună cu Federația Democrată a Romilor și alte organizații ale romilor, însă am vorbit de identitate, am vorbit de obținerea certificatelor de naștere și un lucru foarte important, mai avem două domenii foarte interesante de discutat în cadrul campaniei și anume în domeniul sănătate. Noi vizăm implementarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului 18 pe 2017 care se referă la asistența comunitară. Așa. Această ordonanță de urgență, prin această ordonanță de urgență este vizată sau se vizează înființarea unor centre comunitare de asistență medicală în care în aceste centre medicale regăsim integrat mediatorul sanitar. Este un proiect legislativ, un proiect care a fost negociat cu Comisia Europeană, s-a obținut o finanțare pentru înființarea a 400 de astfel de centre comunitare. În momentul de față există aceste 400 de centre? Nu există aceste 400 de centre, ele sunt în curs de înființare. De înființare aceste centre și foarte important de spus, în acest concept de asistență medicală comunitară regăsim și mediatorul sanitar integrat. Deci unde vor fi înființate aceste centre, urmează a fi integrat mediatorul sanitar în cadrul acestui centru comunitar. Noi ne aflăm într-un dialog cu Ministerul Sănătății în sensul de a identifica acele comunități vulnerabile în care vor fi înființate aceste centre comunitare, iar în localitățile în care vor fi înființate aceste centre comunitare, sigur că noi trebuie să pregătim mediatorul sanitar să fie angajat în cadrul acestui centru comunitar. Deci este o altă etapă, o altă activitate pe care intenționăm să o dezvoltăm în cadrul campaniei CRED și cea de-a patra activitate deosebit de importantă din punctul meu de vedere, care vine să rezolve chestiunile legate de obținerea actului de identitate este implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, hotărârea de guvern 294 din 2015. Este un program care vizează cadastrarea și obținerea actelor de proprietate la nivel național. Însă, îmi aduc aminte și cred că vă aduceți și dumneavoastră aminte în perioada în care eram secretar de stat la Agenția Națională pentru Romi, că am implementat acest program în comunitățile de romi. Mai mult de atât, am reușit să introduc în hotărârea de guvern 294 romii ca a treia prioritate în program. Se finanțează cu prioritate proiectele de interes național, proiectele de interes local și așezările informale ale comunităților aflate în stare de vulnerabilitate. Acolo iar sunt probleme, nu? La modul că oamenii nu au acte de proprietate și trebuie să se cadastreze, să Păi nu, de fapt, problema este în felul următor. Nu ai act de proprietate, nu ai act de identitate. Nu ai act de identitate, nu ai certificat de naștere. Sunt legate una e un cerc vicios. Este un cerc vicios care s-a dezvoltat în decursul timpului, începând cu Revoluția din decembrie, însă iată că în momentul de față s-a venit cu o soluție de ordin legislativ. Proiectul, Programul Național este finanțat atât din fonduri europene, cât și de la bugetul de stat. În momentul de față, ca urmare a unei interpelări adresată Ministerului Dezvoltării, aproximativ 400 de comunități urmează să intre, să fie finanțate în cadrul programului de cadastru și carte funciară. Sunt comunități selectate și identificate în baza criteriului 3, adică acele așezări informale ale comunităților aflate în stare de sărăcie. Da? Și atunci noi, organizația noastră și societatea civilă în ansamblu, ar trebui să sprijinim acest program prin prezența noastră în acele comunități unde se derulează acest program național
de obținerea actelor de proprietate. Pe înțelesul tuturor telespectatorilor, noi ar trebui să fim prezenți și să sprijinim atât autoritatea publică locală, cât și membrii comunității să își întrunească, să îndeplinească condițiile, să realizeze, să întocmească acel dosar necesar obținerii actului de proprietate. Noi am făcut acest lucru în anii care au trecut, începând cu 2015, de când am implementat la Agenția Națională pentru Rom acest proiect. Avem un parteneriat cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, noi Partida Romilor. Acest parteneriat urmează a fi reluat, regândit, reașezat și în următoarea perioadă, în acele localități, în acele comunități unde se dezvoltă acest program, organizația noastră Partida Romilor și alți membri ai comunității rome, cei care sunt implicați sub aspectul mișcării romilor, ar trebui să fie prezenți, să acorde informare, să acorde sprijin comunității de rom și autorității publice locale. Revenim imediat cu noi subiecte în dezbaterea noastră. Aflăm de la invitatul nostru despre inițiativa implementării unor puncte sanitare în comunitățile defavorizate. Detalii după publicitate. Aș vrea să revenim un pic la acest domeniu sănătate și care este rostul înființării acelor centre comunitare, domnule deputat? Adică oamenii nu pot merge la centrele, la dispensarele, la spitalele care deja există? Da. Trebuie să facem? Bun, este foarte simplu să discutăm în termeni simpliști, ca să spun așa. E simplu să discutăm în termeni simpliști. Adică o persoană care se află într-o stare de vulnerabilitate, care trăiește dintr-un ajutor social, cu toate că nu-mi doresc ca romii să trăiască în următoarea perioadă din ajutor social, aceste centre comunitare sunt cu precădere înființate în mediul rural, și sunt vechile dispensare medicale, care le știm de pe timpul, ca să înțeleagă telespectatorii. Da. Acele dispensare medicale care pe timpul comunismului, în perioada lui Ceaușescu, oamenii mergeau arondați în funcție de zonă, în funcție că într-un municipiu erau mai multe dispensare medicale înființate. Este vechiul dispensar medical în care ai medicul de familie integrat, în care ai asistentul medical integrat și mediatorul sanitar. Cu alte cuvinte, mediatorul sanitar n-ar mai trebui să facă muncă de teren. Romii știu din comuna respectivă că el are un cabinet, este integrat, se duce, poate cere consultanță, poate cere sprijin mediatorului sanitar, iar în acel centru medical comunitar găsești aparatură necesară, găsești expertiză de specialitate, adică este integrat și un medic de familie. Poate cere asistență, informații mediatorului sanitar atunci când mediatorul sanitar chiar face meseria pentru care a fost pregătit, aceea de mediator sanitar. Pentru că așa am tot avut discuții informale cu diverse persoane și mi s-a dus la cunoștință cumva și de situația paradoxală în care un mediator sanitar angajat al primăriei, că înțeleg că sunt plătiți de primărie acești mediatori sanitari, da, face orice altceva la primărie, aduce cafea primarului, mătură și așa mai departe, numai mediator, numai partea de mediere sanitară nu o face. În momentul de față constatăm că mediatorul sanitar, din păcate, se află sub tutela politică a autorității publice locale, deși nu în toate cazurile el este plătit de primar, adică de autoritatea publică locală. Mai sunt și situații ale mediatorilor sanitari care plata salariilor este atributul direcțiilor județene de sănătate. Ar fi cumva mai just național aici, nu? Sau nu? Da. Spunem că această ordonanță de urgență vine să pună ordine în sistem. Pentru că ei vor fi integrați în acest centru medical comunitar și vor fi reîncredințați sistemului de sănătate. Adică nu își vor mai desfășura activitatea sub tutela primarului. Bun, am lămurit și acest aspect. Acte de identitate, a zis dumneavoastră, locuire, acele așezări informale de care vorbeați,
când vorbeam despre cadastru și despre locuire, se referă și la zonele în care anumite grupuri de romi s-au așezat și de fapt de unde urmează să fie evacuați sau de unde au fost evacuați? Sigur, cu precădere. Așa cum am constatat în ultima perioadă, toate aceste evacuări au fost dispuse de autoritatea publică locală. Adică de reprezentanții politici. Da, având, au fost aici, dispuse, vă rog. Aici trebuie să fac o precizare. Reprezentanții ai tuturor partidelor politice, fără deosebire de apartenența politică, stânga, dreapta, au dispus în decursul timpului evacuări colective ale romilor, fie că vorbim de anul 2007, de evacuările din București, din luna ianuarie-februarie, fie că vorbim de evacuările din Focșani, din luna aprilie, unde au fost evacuați 120 de membri ai comunității, sau de Mangalia în luna septembrie anului 2017 și nu în ultimul rând de celebra evacuare din Alba Iulia din luna octombrie. Toate aceste evacuări colective au fost efectuate de și la ordinul autorității publice locale, în speță a reprezentantului primăriei. Așa le-ați prezentat? Adică mi se pare că au fost așa de multe încât practic am sentimentul că e un, folosesc un cuvânt foarte mare, cumva un război între autorități și romi, adică domnule, voi trebuie să plecați neapărat de aici. Nu știu dacă este un război între autoritatea publică și romi, însă constat că în anul 2017 am avut asemenea incidente. Sigur că am fost prezent împreună cu colegii din societatea civilă și cu colegii de la Organizația Partida Romilor în cadrul tuturor acestor momente pe care le-am S-au găsit enunțat. Soluții benefice pentru oamenii și am găsit în unele situații, am avut concursul autorității publice locale după, dar din păcate toate aceste lucruri, adică un dialog politic, un dialog în care să găsim soluții pentru evacuările colective, din păcate a avut loc întotdeauna după ce s-a produs faptul evacuării. Eu în primul rând le-am reproșat primarilor acest lucru, că ar fi fost benefic atât comunității cât și autorității publice, primăriei, să avem acest dialog înainte ca faptul evacuării să fie, să fie dus la bun sfârșit. Sigur că prezența noastră în dialog cu autoritățile publice a fost esențială, a fost importantă atât pentru primari cât și pentru membrii comunității, pentru că, vedeți dumneavoastră, spiritele se încingeau, adică aveam reacții și de o parte și de alta și nu era bine ca lucrurile să degenereze. În unele cazuri am găsit soluții alternative. La Focșani, de un an de zile, tot ne luptăm cu primăria să înțeleagă că trebuie să dispună măsuri de relocare. Chiar în urmă cu câteva zile am fost sunat de liderul nostru de la Partida Romilor, spunând că în parteneriat cu Crucea Roșie, pe un teren acordat de primărie, se dispune relocarea, Crucea Roșie punând la dispoziție niște module de locuit, ca și soluție alternativă. Totodată, tot la primărie la Focșani, trebuie să spun acest lucru, în acordarea locuințelor sociale pe care le are la dispoziție primăria, au intrat un număr limitat de familii de romi, li s-a acordat din cele evacuate, li s-a acordat locuințe, o altă locuință socială. Dar Focșani este un caz izolat. O altă negociere am avut-o la Alba Iulia cu domnul primar, cu domnul Hava. Le-a acordat un ajutor de obținerea unei alte locuințe, de închiriere a unei locuințe, printr-o hotărâre de Consiliu Local. Și am fost prezent în două vizite la Alba Iulia ca să pot să discut împreună, desigur, și cu alți colegi din mișcarea romilor, ca să pot să discut și să ajungem la un rezultat, pentru că, vedeți dumneavoastră, evacuarea de la Alba Iulia s-a realizat în luna octombrie, înainte de iernii și atunci oamenii ăștia săraci.
Plus de asta, acolo exista și un risc ca Direcția Generală de Asistență și Direcția de Protecție a Copilului să ia copiii de la părinți, astfel întrucât nu mai aveau unde să locuiască. Deci au fost probleme multiple pe care pas cu pas am încercat să le rezolvăm, însă ceea ce n-am putut să rezolvăm, n-am putut să împiedicăm evacuarea. Pentru că dialogul a intervenit după ce s-a realizat acest fapt al evacuării. Vorbeați la un moment dat de educație, finanțarea strategiei guvernului, strategiei de implementare, de incluziune a romilor și implementarea planului de activități, mi-am dat eu aici. Strategia asta, până la urmă, a fost finanțată, adică... Hotărârea 18 din 2015. Exact, o hotărâre de guvern care a stat la baza acordului de parteneriat, negocierile dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind modul de distribuire și de finanțare a proiectelor europene, axele prioritare. Adică un document foarte important atunci când a fost el gândit și scris de Agenția Națională pentru Romi împreună cu Guvernul României. Și de mare ajutor statului român în relația cu Comisia Europeană. Da, de foarte mare importanță, pentru că s-au închis capitolele de negociere și s-au deschis fondurile europene. Însă atunci când am gândit guvernul, când a gândit acest document, el a fost gândit astfel încât să se financeze acțiunile și activitățile din această strategie, vorbind de domeniul educației, cu bani de la bugetul de stat și finanțare din fondurile europene. După cum știți foarte bine, finanțările din fondurile europene lipsesc cu desăvârșire. Probabil că și în acest an vor lipsi, pentru că... Date fiind condițiile în care Guvernul României a înțeles să financeze și să atragă banii din fondurile europene, nu au fost îndeplinite condițiile pentru a deschide liniile de finanțare. Am înțeles. Și nici dacă n-au lansat ghidurile, nici anul acesta nu se va întâmpla nimic. Deci dacă finanțarea europeană nu am avut în implementarea strategiei, sigur că nici finanțare de la bugetul național nu am avut. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, vă spun că finanțarea legată de strategie pe tema pe care dumneavoastră ați enunțat-o, educație, nu există. Sau e minunată, dar lipsește cu desăvârșire această... Nu, scuzați-mă, dar dacă finanțăm 10.000 de lei sau 5.000 de lei o olimpiadă de limba romanii, nu înseamnă că am finanțat obiectivele pe care le aveam în strategie. Pentru că costurile implementării strategiei în domeniul educației sunt de câteva zeci de milioane de euro. Adică, practic, nu pot să spun că a existat finanțare în acest domeniu. Sigur că, tot legat de strategie, am avea foarte mult de discutat ce vom face în următoarea perioadă cu mediatorii sanitari, pentru că potrivit strategiei, acolo unde există 15% populație de elevi, de etnie mediator romă... Mediator școlar, probabil că vorbim. Da, de mediator școlar. Așa. De mediator școlar. Încerc, am spus sanitar. Ați zis sanitar. De mediatorul școlar vorbesc. Deci unde există 15% elevi de etnie romă într-o școală, trebuie să existe și un mediator școlar angajat, potrivit strategiei. Tot de asemenea, o temă de interes pentru noi, când vorbesc noi, vorbesc de romi, în general, vizează desegregarea. Este un concept pe care, în momentul de față, trebuie să avem un dialog deschis cu Ministerul Educației. Ordinul privind desegregarea a fost modificat tot ca urmare a intervenției noastre a romilor, însă nu au fost publicate normele de aplicare. Cu alte cuvinte, în momentul de față, acest concept nu se aplică. Asta și ca să vă dea dumneavoastră încă puterea de a lupta mai departe. Sunt foarte multe teme și timpul este limitat. Vorbim de locurile speciale. Vreau să vă spun, nu știu dacă cunoașteți acest lucru, că elevii din Republica Moldova, studenții, de fapt, din Republica Moldova... Au niște beneficii, nu? La asta da, au și locuri speciale în căminele studențești. Da, știu. Și atunci am pus o întrebare și am întrebat Ministerul Educației de ce nu pot și romii, care, la fel ca și cetățenii din Republica Moldova, au locuri speciale în universitate, să aibă locuri speciale la cămin, cunoscând problemele economice cu care se confruntă studenții, cu precădere cei din mediul rural și nu numai.
Deci sunt foarte multe teme care sunt în atenția noastră. De altfel, noi le vom mai discuta, domnul deputat, pe parcurs emisiunilor. Vreau să vă întreb, despre cultură n-am vorbit nimic. Și nu știu cât de interesat sunteți dumneavoastră ca deputat, dar aici foarte pe scurt. E un subiect, e un subiect foarte important. Pot să spun că ne interesează foarte mult ceea ce se va întâmpla în viitor apropiat cu Muzeul Holocaustului, o inițiativă a Primăriei Capitalei în care Muzeul Holocaustului ar trebui să avem și o secțiune a romilor. Este o inițiativă cumva mai mult a minorității evreiești. Sigur, este o inițiativă a minorității evreiești, însă noi ne aflăm într-un parteneriat continuu și activ tot ceea ce vizează acțiunile în vederea menținerii Holocaustului în atenția opiniei publice, și aici am discutat și urmează să avem o discuție legată de acea secțiune romă din cadrul Muzeului Holocaustului. O altă inițiativă pe care o avem este tot legată de Primăria Capitalei și vizează înființarea Teatrului Rom. Ena, aici chiar că m-ați lovit așa, frontal. Da, știam că te lovesc frontal, dar îmi asum ceea ce spun. Inițiativa aparține Asociației Actorilor Romi. Suntem într-un dialog politic cu Primăria Capitalei, însă, am spus mai devreme, este o chestiune de oportunitate. Și trebuie să găsim modalitatea prin care această problemă a romilor, înființarea unui teatru, e o necesitate, devine și o oportunitate, o necesitate, dacă vrei, pentru... Atât pentru rom, cât și pentru nerom, să știți, că pentru a integra o populație neintegrat, așa cum se vorbește între ghilimele, e nevoie de cultură, e nevoie de a prezenta aspecte din cultura acestei, iar teatrul este o cale foarte eficientă de a sigur face acest lucru. Sigur că este foarte important, tot legat de proiecte, sigur, în legătură cu întrebarea pe care mi-ai adresat-o, avem și o inițiativă legislativă pentru instituirea zilei limbii românii. Dar asta se sărbătorește pe 16 iunie, da, nu? Da, se sărbătorește, dar nu avem o lege care să... A, să fie legiferată, absolut, așa cum s-a întâmplat legiferată, cu 8 aprilie, cum s-a întâmplat cu 8 aprilie, proiectul legislativ 66, legea 66 din 2006 a domnului deputat Nicolae Păun. La fel cum comemorăm ziua de 20 februarie prin legea 28 pe 2011 a domnului, din nou, inițiativa legislativă a domnului deputat Nicolae Păun. De asemenea, și ziua limbii românii, ar trebui să avem o lege prin care autoritățile publice locale să sprijine în limita posibilităților din punct de vedere financiar, logistic, sărbătoarea acestei limbi, 16 iunie, o zi foarte importantă. Și nu în ultimul rând, avem un proiect legislativ de comemorarea Holocaustului. Foarte importantă și această lege. 2 august este comemorarea Holocaustului romilor la nivel internațional. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în 2 august la Auschwitz. Într-o singură noapte a fost ziua rezistenței romilor. A fost uciși 2897 de romi ca urmare a revoltei. A fost prima revoltă. Iată, o semnificație. Nu a romilor, a fost prima revoltă la Auschwitz. Romii au realizat-o în 1944, în noaptea de 12-3 august, și există și o rezoluție a Parlamentului European în sensul ca statele naționale, parlamentele naționale, să adopte o lege prin care să se comemoreze la nivel național. Am înțeles. Ar mai fi fost, domnule deputat, ceva legat de conflictele interetnice, însă suntem, cred că am depășit cumva spațiul alocat discuției noastre. Vă mulțumesc și vă doresc succes, adică aveți o agendă plină. Să vă dea bunul Dumnezeu putere să o și duceți la îndeplinire. Și eu vă mulțumesc. Ce pot să spun este că agenda mea, așa cum am spus, nu diferă de agenda Asociației Partida Romilor, a Federației Democrate a Romilor, și este o agendă în interesul romilor în general. Sper ca o parte din, cel puțin o parte din ceea ce am discutat astăzi în cadrul emisiunii, să putem duce la bun sfârșit în următoarea perioadă, adică să și implementăm ceea ce discutăm. O mare parte din aceste lucruri deja se întâmplă astăzi. Dacă discutăm de campania SOS Copiii Romi, ea se află în derulare. Da?
Iată. Bun, vă mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de noi. După pauză vă aducem porția de cultură. Dacă întâmpinați dificultăți în alegerea cărților care au ca subiect istoria, cultura și tradițiile rome sau poate vă doriți o cunoaștere mai aprofundată a celei mai mari minorități din Europa, ei bine, noi vă ajutăm în acest sens și vă facem câteva recomandări literare. Pauză și revenim! Sorin. Îmi place mie când încep tu cu Ei, Sorin, ca și când... Urmează ceva important. Urmează întotdeauna ceva important. Da, dar acum este ceva și mai important. Și mai important. Da. Vreau să spun că am postat
poza cu tine pe Facebook. Ai postat-o? Da, nu mai puteam să stau pentru că fanii erau nebuniți și îmi scriau în privat, vrem poza cu Sorin. Poza? Băi, știi care e faza? Mă cam uitam așa câși. Că eu am văzut că nu, doar că vezi tu când camera telefonului tău era în altă parte decât camera care ne filmează pe noi acum. Și am zis că să mă uit pe cam... Nu ți se pare, este o imagine așa artistică, prietenii noștri. Ești o colegă foarte bună, dacă tu postezi așa poze cu mine, uitându-mă un pic mai interesat de lucrurile transcendentale. Nu, chiar ești foarte ok în poza asta. Dragi prieteni, intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România să vedeți poza cu Sorin Sandu. Deocamdată eu vă propun să rămâneți încă alături de noi pentru că vorbim despre chestiuni legate de cea mai mare minoritate din Europa. Cam așa ar fi minoritatea romilor, nu? Adică în România numărul romilor este neoficial, peste 22 de milioane. Nu? A romilor? Da. Ți-ar plăcea ție romii să fie în România? În Europa. A, în Europa. Sunt cifre undeva între 12 și 20 de milioane vehiculate, dar vorbeam de România. Se știe că minoritatea cea mai numeroasă din România este cea a romilor. Deși neoficial, mă rog. Bun, și dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre această minoritate, dar ți-am luat vorba și eu nu fac așa ceva. Oh, dăm vorba înapoi, Nu, urmează lucruri foarte interesante, pentru că, uite, cel puțin din punctul meu de vedere spun lucrurile astea, pentru că m-am confruntat deseori cu oameni care au venit la mine și mi-au spus, măi, dar unde găsim și noi dicționar rom, unde găsim și noi poezii în limba... Studii despre în limba romanii, poezii, nu știu, cineva vrea să citească ceva în limba romanii, literatură. Să ia contact cu lumea romilor, cu istoria, și cu civilizația. Să știi că nu doar romii noștri, și oamenii care nu aparțin etniei romilor, neromii, sunt interesați de limba romanii. Și asta e un lucru bun. Și atunci, cred că e foarte bine să venim cu informații, cu dumneavoastră, dragi prieteni, și urmăriți materialul realizat de colegii noștri, cel care va veni imediat, în care se vorbește exact despre astfel de cărți, volume de istorie, de literatură, de sociologie, dicționare și așa mai departe. Puteți găsi acolo cărți, în acest material, informații despre cărțile care vă interesează pentru a lua contact cu lumea aceasta necunoscută. Era să zic misterioasă, dar mie îmi place cuvântul misterios. Știi că e misterioasă. Este misterioasă, este necunoscută pentru unii dintre noi, pentru alții e mai cunoscută, dar tot ceea ce nu se cunoaște e așa, învăluit în mister. Atunci când începi să cunoști, lucrurile se mai deslușesc, înțelegi altfel. Și atunci sunt binevenite lecturile astea. Așadar, lectură plăcută, dragii mei, și urmărim chestiuni rome, nu? Chestiuni rome, evident. Dedicat. Dacă întâmpinați dificultăți în alegerea cărților care au ca subiect istoria, cultura și tradițiile rome sau poate vă doriți o cunoaștere mai temeinică a celei mai mari minorități din Europa, ei bine, astăzi vă recomandăm o serie de volume, unele accesibile în limba română, altele în engleză, dar și în romanii. Am realizat o selecție a celor mai interesante cărți care au în centru literatura dedicată romilor, istoria lor, studii sociologice sau dicționare și ghiduri de conversație în romanii. Dacă ați parcurs deja cărțile muzicologului Viorel Cosma, care vorbesc pe larg despre lăutarii romi care au trăit și au îmbogățit prin muzica lor spațiul cultural românesc, sau dacă Răzvan și Vidra sau Țiganiada sunt deja citite și recitite, vă îndemnăm să treceți la nivelul următor. Înainte de toate, cultura, portul și tradițiile romilor sunt cele mai importante elemente care compun universul minorității rome. Dacă doriți să învățați mai mult despre cei 6 milioane de romi din Europa, vă invităm să citiți următoarele volume. Apărută pentru prima dată în 1988, studiul Țiganii, viața lor, învățăturile și legendele lor reprezintă o documentare cu privire la traiul minorității rome din România, Ungaria, Franța, Spania, Germania, Rusia, Anglia și chiar Statele Unite ale Americii. Ceea ce este interesant la acest volum este tocmai faptul că autorul de origine evreiască, Conrad Berkovici, s-a născut la Galați și a trăit îndeaproape de comunitatea de rom din Brăila, fapt care i-a influențat semnificativ cariera de scriitor. A publicat o serie de studii despre romii din diferite culturi și unde mai punem că a legat o prietenie strânsă cu actorul de origine romă, Charlie Chaplin. Cei doi au conceput chiar și un scenariu în care a fost evocată lumea țiganilor nomazi din estul Europei.
Totodată, Berkovici pretinde că este la originea scenariului filmului Marele Dictator, The Great Dictator, scenariu pe care Charlie Chaplin l-a refuzat inițial. Mai târziu, marele cineast american a turnat filmul fără a-l mai consulta pe Berkovici, dar în 1947 acesta îl dă în judecată pe Chaplin sub acuzația de plagiat și îi cere $500.000. Chaplin îi plătește doar $95.000, iar Berkovici își retrage acțiunea. Oricum ar fi, nu lăsați povestea din spate să vă influențeze și citiți acest studiu de specialitate atât de reușit. Gypsy Law, sau Legea țigănească, scrisă de profesorul Walter Weyrach de la Universitatea din Florida, reprezintă o analiză a modului cum funcționează staborul sau judecata țigănească în comunitățile de romi. Profesor de drept, Walter Weyrach ridică probleme de ordin etic, dezbate cu privire la drepturile omului aplicabile în contextul staborului și analizează modul cum s-a dezvoltat această lege informală în cadrul legii formale din societatea actuală. Another Darkness, Another Dawn, We Are the Romani People, The Gypsies, Gypsies Identities. Sunt alte studii foarte bine documentate care vă vor introduce în istoria poporului rom. Veți învăța despre cultura lor, modul cum se raportează la sănătatea trupească, veți afla ce gătesc, cum trăiesc, cum gândesc și prin ce schimbări au trecut de la plecarea lor din India acum mai bine de 1000 de ani. Nici National Geographic nu a fost mai prejos și a publicat studiul Țiganii hoinari prin lume, volum apărut încă din 1970. Construit ca un album, aici veți vedea o serie de fotografii care ilustrează portul țigănesc din mai multe comunități rome. Și dacă volumele enumerate mai sus nu vă sunt la îndemână, nu capitulați, pentru că puteți găsi o serie de studii interesante pe site-ul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Puteți comanda cărți și chiar citi online. Iar dacă sunteți student la arte și aveți legături cu spațiul rom, atunci nu trebuie să ratați o apariție de senzație semnată de reputatul istoric și profesor Victor Ieronim Stoichiță, imaginea celuilalt, negri, evrei, musulmani și țigani, în arta occidentală în zorii epocii moderne, 1453-1800. Deși sunt un popor cu rădăcini mai vechi decât ne putem imagina, romii sunt încă necunoscuții de lângă noi. Avem tendința de a respinge ceea ce nu cunoaștem, iar din acest motiv ei se confruntă cu discriminarea și prejudecățile. În acest sens, vă invităm să lecturați The Didikoi, Călătoarea nomadă, o carte scrisă în 1972 de către Margaret Rummer Godden. Cartea spune povestea emoționantă a unei fete rome rămasă orfană, pe nume Kizzy, care este nevoită să se maturizeze brusc atunci când se confruntă cu discriminarea, furia și ostilitatea societății, școala fiind prima instituție care îi oferă astfel de lecții dure. Isabel Fonseca ne invită să ne debarasăm de prejudecățile și stereotipurile care iau în centru pe rom și să citim Bury Me Standing, o carte care se citește foarte ușor. O literatură de bună calitate care are ca bază de documentare o serie de reportaje și interviuri realizate de scriitoarea însăși. Cartea atinge zone sensibile, cum ar fi crezurile, limba și persecuțiile pe care le-au întâmpinat romii în cei 1000 de ani de când au părăsit India. La noi, Alex Mihai Stoienescu ne invită să lecturăm Țiganii din Europa și din România, un studiu care explică de unde pornesc prejudecățile cu privire la minoritatea romă. Sclavia și Holocaustul romilor sunt două subiecte extrem de vaste, care nu au fost îndeajuns explorate. Scriitoarea, pictorița și supraviețuitoarea de origine austriacă, Kei Jastoșca, ne împărtășește un adevăr dramatic și scoate la lumină povestea familiei sale, deportată în lagărele din Dachau, Auschwitz-Birkenau sau Ravensbrück. Deportată la vârsta de 10 ani, amintirile din lagăr sunt vii. În volumul Chiar și moartea fuge de Auschwitz, Even Dead is Afraid of Auschwitz, scriitoarea oferă o mărturie emoționantă a perioadei petrecute în lagăr. Go away, gypsies. Don't bring us any more misery. Ecranizat în 1988 după cartea cu același nume, și viorile au încetat să cânte, spune povestea reală a unui grup de romi care au încercat să fugă din prigoana nazistă, dar fuga lor a fost în zadar. Pe aceeași temă, la fel de elaborat, este și studiul intitulat Persecuția naziștilor asupra romilor. Înțelegeți mai bine fenomenul Holocaustului chiar de la sursă.
Pe site-ul Muzeului Auschwitz veți găsi o serie de studii scrise chiar de profesori universitari, istorici, cercetători, unii dintre ei fiind chiar parte din personalul Muzeului Auschwitz-Birkenau. Munca forțată în Transnistria, organizarea muncii evreilor și romilor, scrisă de istoricul Viorel Achim, este o altă alegere inspirată, ca de altfel toate titlurile dedicate istoriei romilor semnate de prestigiosul cercetător. De ce nu plâng? Holocaustul romilor și povestea lor adevărată reprezintă o colecție de mărturii, studii și documente despre romii deportați în Transnistria, semnată de Adrian Furtună și Mihai Neacșu. De altfel, editura Asociației Amare Romența și Centrul Național de Cultură a Romilor Romanocher dețin o serie de titluri pe acest subiect. La final, mai spunem că vă puteți extinde orizonturile cunoașterii și puteți învăța chiar și câteva cuvinte sau expresii în romanii. Dicționarele, manualele și ghidurile de conversație scrise de lingviștii Gheorghe Sarău, Ian Hancock sau Ronald Lee sunt potrivite pentru toți pasionații care doresc să înceapă o aventură educațională în acest sens. După toate aceste recomandări, mai rămâne să vă dorim lectură plăcută! Tăicuțul meu, cu suflet bun, când îmi amintesc și-ți amintesc și spunea mea iară. Să nu te prefaci că râzi. Tăicuțul meu cu suflet bun, plângându-mi amintesc ce îți spun. Tu mi-ai arătat în viață drumul bun. Nu ți-aș răsplăti munca. Tăicuțul meu, tăicuțul meu, îți mulțumesc. Și cu ce să-ți răsplătesc? Și cu omoare dacă ți-aș da. Nu ți-aș răsplăti munca. Aștept la greu, la crimile.
aștea. Nu ți-aș răsplăti nunca. Tăicuțul meu, tăicuțul meu, îți mulțumesc. Și cu ce să-ți răsplătesc? Și cu omor dacă ți-aș da. Nu ți-aș răsplăti nunca. Muzica Gypsy este la ea acasă. V-am pregătit melodia antrenante pentru o după-amiază cât mai plăcută. Distracția continuă după pauză. Calendarul admiterii pentru învățământul liceal și profesional în anul 2018-2019 pe locurile speciale pentru candidații de etnie romă. Ce pași trebuie să urmeze absolvenții clasei a 8-a înainte de pregătirea dosarului de înscriere? Mai întâi, este necesar să obțină recomandarea scrisă din partea unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, prin care să se ateste apartenența elevului la etnia romilor, dar și că nu face parte din respectiva organizație.
Apoi va depune la Secretariatul Școlii această recomandare împreună cu cererea tip ISMB completată, cel mai târziu până la data de 15 iunie 2018. În perioada 14-15 mai 2018 au loc înscrierile pentru probele de aptitudini și pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Apoi, între 16-18 mai 2018 urmează susținerea probelor de aptitudini și verificarea cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor și se va realiza în perioada 5-6 iulie 2018 la Liceul Teoretic Biling Miguel de Cervantes din București. Ce trebuie să cuprindă dosarul de înscriere? Cererea de înscriere, unde se va specifica doar opțiunea pentru liceul sau școala profesională, fără a se preciza numele unității școlare pe care elevul dorește să o urmeze. Fișa de înscriere pentru anul 2018. Anexa de la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor de limbă maternă sau modernă, copie după carte de identitate sau certificatul de naștere, recomandarea scrisă din partea unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, pe care am menționat-o mai sus. Nu trebuie să lipsească nici adeverința de la unitatea școlară de care aparține elevul, unde să fie specificată media generală a claselor 5-8 și media de admitere. La acestea se mai adaugă foaia matriculă pentru clasele 1-8 și, în final, fișa medicală a elevului. Dosarul de înscriere se va depune la Secretariatul Unității de Învățământ la care este înscris elevul de clasa 8-a, iar apoi va fi preluat de către personalul specializat de acolo. În plus, Ministerul Educației Naționale a făcut publică lista cu locurile alocate candidaților romi care doresc să intre în învățământul superior în anul universitar 2018-2019. Au fost alocate locuri la facultate, masterat și doctorat, atât la universități din București cât și din țară. Vorbim despre un număr de 636 de locuri la facultate, 257 de locuri la masterat și 60 de locuri la doctorat, în total 953 de locuri care nu trebuie ratate. Pentru cei care doresc să studieze cu atenție lista cu numărul de locuri, vă invităm să accesați site-ul www.edu.ro sau să adresați un e-mail la Direcția Minorități de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, unde îi puteți scrie consilierului pe limba romani, Gheorghe Sarău. Thank you.
Asta ar mai merge. Ia, hai. Ia, mai fă una, deci chiar ultima pe care eu sunt fotograful tău. Astăzi tu ești fotograful emisiunii, fotograful tu ai un ochi artistic, Zita. Îmi place viziunea ta. Da. Tu vezi tridimensional sau multidimensional. În spațiu. Așa, vezi în spațiu, dragi prieteni. Colega mea Zita Moldovan, urmăriți acest moment, va face o poză, un selfie. Era să zic un selfie. Hai, bagă, zi, hai că trece timpul. Bun. Și te-am luat în mișcare, da. Evident. Ce să facem? Ne mai distrăm, ne mai bucurăm. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi, dragi prieteni. Și sper că, eu personal, sper că ați mai aflat măcar o informație interesantă despre această lume a romilor pe care vă aducem aici în fața ecranelor în fiecare sâmbătă. În fiecare sâmbătă de la 10:30 aici la Național TV vă așteptăm și săptămâna viitoare. De la aceeași oră până atunci intrați pe pagina noastră de Facebook, aflați informații noi despre noi, despre emisiune și neapărat dați like-uri, da? Like-uri multe pentru emisiune. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, te avem, Bachtale Romale. Asta mi-a plăcut. Aflați informații noi despre noi. Acione de Floresa. La revedere! We'll be right back.